prima ediție a evenimentului Bicicleta, mijloc de locomoție și sănătate, care s-a desfășurat în perioada 15 septembrie-20 octombrie, a fost un succes. În fiecare weekend, cicliștii din Năvodari au pedalat pe promenada pentru a socializa și a promova mersul pe bicicletă, iar cei care au spus mereu prezent au primit și premii. Îmi place mișcarea, fac sport, am participat și pe Mamaia, pe tura Mamaia, tot cu colegii noștri. Cu drag am acceptat și pe această promenadă, mi-am luat și cu fetița de 5 ani și 3 luni. Mulțumim primăriei în primul rând pentru că încurajează mișcarea, pentru că sunt foarte mulți copii care doar cu telefoane și tablete. Ne bucurăm că am participat la acest concurs și oricând, prima dată când câștigăm și sperăm să vină mai multă lume, să dăm un exemplu și... Când particip la un eveniment de genul și aș vrea să particip și la alte evenimente viitoare organizate de primărie. Încurajez tinerii să participe la astfel de evenimente. Obiectivul propus, promovarea mersului pe bicicletă, recreere și timp liber sub formă de plimbare în grup pe biciclete, a fost atins. Oamenii au fost receptivi, nu mă așteptam la o asemenea prezență, mă bucur că vin să facă mișcare, mă bucur că suntem alături de ei să-i încurajăm să pedaleze, demnăm toți copiii, dar nu neapărat și copiii, sunt bineveniți toți. Părinți, bunici, tătici, mămici împreună cu copilașii să facem mișcare, să fim sănătoși și să ne bucurăm de vremea frumoasă care ține cu noi în acest sfârșit de an. Claudiu Marius Dumitru, cel care s-a ocupat voluntar de desfășurarea evenimentului, are la activ ca experiență turul României la ciclism realizat pentru o cauză nobilă. Manifestarea face parte din programul de activități sportive pe anul 2018 și a fost inițiată de primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru.